Astfel, antreprenorii își pot depune solicitările în regim online pe site-ul www.servicii.gov.md la categoria licență. Solicitarea va fi examinată în decurs de 5 zile. În baza unui acord pe care deja l-am elaborat împreună cu Poșta Moldovei, să asigurăm procesul de livrare către beneficiari, către agenții economici, prin Poșta Moldovei, a licențelor semnate deja. Puteți să depuneți actele, dosarul pentru a obține acest serviciu de oriunde, este foarte comod și puteți în timp real să aveți o problemă soluționată. Primii doi agenți economici care au testat serviciul s-au arătat mulțumiți de acesta. Tot mai mult timp pierd deja nu pentru proiectări, dar pentru drumuri. Și un astfel de serviciu e binevenit, fiindcă Moldova are nevoie de eficiență. Pentru companii mici și medie, precum este compania noastră, acest serviciile sunt foarte importante, pentru că procedurile administrative din Republica Moldova ne consumă foarte mult timp. După examinarea cererii, agentul economic va trebui să achite taxele pentru licență la orice bancă din țară. Sistemul este implementat de Centrul de Guvernare Electronică în parteneriat cu Ministerul Economiei și Camera de Licențiere. Potrivit datelor oficiale, zilnic, Camera de Licențiere emite 21 de licențe de activitate.